zrnkoce, zrnkuce, u buzorin obrazor. Deci-mi cauți o pricină, vrei să uit că-mi ești vecină, când îmi ții calea-n grădină, noaptea când e luna nor, tocmai când e luna nor. Mi se pare că Elena Băsescu încearcă un fel de rebranding până la urmă, adică înainte Elena Băsescu era cunoscută pentru frumusețea ei, pentru faptul că e fotomodel, ok, nu o să mai fie vorba de așa ceva de acum înainte. Cam asta e, de acum șansa Elenei Băsescu și bănesc asta și-a dorit va fi să fie cunoscută pentru inteligența ei și pentru calitățile intelectuale. Adică când vezi genul ăsta de poză, cam asta îți spun. Băi, eu sunt o fată care vreau să fie apreciată pentru inteligența mea. Să-și pozat, vedem într-o librărie, adică era la ora 6 și jumătate dimineața, spunea pe Twitter, în aeroport. Trebuie să fiu un intelectual, adică nu știu dacă Andrei Pleșu, de pildă, sau Patapievici, la 6 jumate dimineața să duc în librărie. Ei, iată că Elena Băsescu se duce la 6 jumate dimineața în librărie. Sigur, mai e și varianta că a vrut să-și ia un suc, vedem aici în poză. Suc, dar cel mai probabil s-a dus după o carte. Bine să crezi că n-ai intrat în duty free la parfumuri, la farduri. Că n-ai intrat la farduri e evident din poză, deci asta e foarte clar, nu am niciun fel de dubiu. Că n-ai intrat la parfumul, nu știu, adică văd că fata asta, Antonia, nu strâmbă din nas, deci presupun că avea pe acasă. Nu știu ce zic, a fost închis la ora 6:30, a fost închis. Nu știm dacă era închis la raionul cu farduri sau dacă Elena s-a hotărât brusc să renunțe la artificiile de înfrumusețare și să adopte un look natural. Probabil s-a săturat de surplusul de machiaj care îi amintește de vremurile când defila prin cluburi în calitate de model. Machiată și aranjată mă simt frumoasă, așa în mod normal, că nu sunt așa aranjată, nu mă simt foarte frumoasă, mă simt o fată drăguță. Da, ești. Vă mulțumesc pentru compliment. Nu, sunt sincer, că știi că de obicei sunt sincer. Cred că sunt o fată normală cu un nume foarte răsunător. Un nume care, în anumite circunstanțe, s-a dovedit a fi foarte folositor. Crezi că pentru asta te aleg pe tine designerii sau mai până la companiile? S-ar părea și normal să aleagă pentru asta, pentru că este o chestie de PR, e normal, numele vinde, nu și numele face reclamă. Și dacă ai un nume răsunător, apar la televizor, e normal să ia pe cineva cunoscut. Și chiar nu înțeleg de ce face lumea caz cu toată lumea și zice, o iau pentru că e fata președintelui. Da, asta este situația, dar sunt plătită, adică mi se pare că este un avantaj pentru ambele părți, și pentru ei și pentru mine. Și normal, da, mă, eu mulți că sunt fata președintelui, dar care-i problema? Între timp, Elena Băsescu a evoluat de la manechinul cu multe succesuri la parlamentarul european cu succese reale. Poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri. Elena Băsescu este europarlamentar. Îi ocupă foarte mult timp scrierea discursurilor. Nu știu dacă ați auzit-o vreodată pe Elena Băsescu vorbind. E clar că ea întâi scrie discursul și pe urmă trebuie să-l traducă și în română, ca să înțeleagă lumea. E mai complicat, adică ea vorbește o limbă proprie care probabil mai are 1-2 vorbitori în țara asta, o limbă în care succes are pluralul succesuri și practic cred că afară de ea poate domnul Vanghelie să mai stăpânească limba asta, sunt foarte puține, e pe cale de dispariție. O să fac cu siguranță carieră în politică. Te-ai decis, ești convinsă? Unde te vezi așa în 2-3 ani? Nu știu neapărat unde mă văd, mă văd făcând politică pentru tineri în 2-3 ani. Cum fac și acum, nu o să am niciodată pretenția să fac politică cot la cot cu seniorii partidului, niciodată. Eu mi-am ales un drum, o să merg pe partea de tineret și îmi continui drum, cum am spus, un drum început de câțiva ani, până acum am pregătit pentru ce o să urmeze. Eu sunt un pic speriat de ce ar putea face Elena Băsescu în lumea politică, adică mă gândesc de pildă că ar putea să se apuce să spună că ea reprezintă Dorobanciu în Parlamentul European, în România, și că ar vrea de pildă scumpirea cafelei, că îi pare că nu e o băutură prea de fiță, adică până la urmă tot săracul își permite să bea o cafea, nu e normal, e normal, te duci pe Dorobanți, bei o cafea, dai pe ea jumate din bugetul țării, asta e normal, asta e adevărat. Fiță. Un politician, în primul rând, are nevoie de notorietate. Cum notorietate pe care mi-am făcut-o prin aparițiile în prezentări, în reviste, dar capitol pe care o să-l închid anul acesta. Care dintre ele? Cu aparițiile în prezentări. De ce? Pentru că o să mă orientez foarte mult pe politică. Deci a fost o vârstă, a fost un capitol din viața mea, nu onorez acum angajamentele pe care le mai am, dar o să închei anul acesta. Cum te-ai simțit? Foarte bine. Ți-a plăcut rochia?
Da, foarte mult. Am primit și rochia cadou. Ai primit-o cadou? Da. Prezentări de păr, prezentări de păr n-am mai fost până acum. Care a fost prima ta reacție când te-ai văzut gata în oglindă? M-a plăcut foarte mult, pentru că altfel n-aș fi acceptat, da. Da, cea vreodată să-i face niciun caz. Niciun caz. Da, strict pentru prezentele aceste coafuri. Între timp, Elena a renunțat la aceste coafuri și la rochiile de seară pentru deopiesurile elegante cu care defilează în Parlamentul European. A renunțat până și la machiajul excesiv și la conturul tatuat al buzelor. Se pare însă că schimbarea nu este pe placul fanilor ei. Într-un sondaj realizat de site-ul acasatv.ro, aproape 1000 de cititori au arătat că o preferă pe Elena Băsescu machiată. Chiar dacă lucrul ei natural nu este încă apreciat, Elena are toate șansele să revină la vechea înfățișare. Bronzul excesiv la care nu vrea să renunțe și intervențiile chirurgicale la care a apelat de-a lungul timpului sunt o dovadă destul de puternică. Dată fiind fotografia asta recentă, am impresia că erau niște operații de-astea de scurtă durată, de o zi, de două zile, sau făcute în China sau pe vapor, nu știu, că am impresia că n-au prea ținut pe termen lung. Există însă și momente în care Elena Băsescu reușește să ascundă semnele lăsate de operațiile estetice, mai exact în vacanțe, când își ascunde chipul în spatele ochelarilor de snowboard. E extraordinar! Unde ți-ai petrecut vacanța? Păi după cum ai văzut, probabil la munte cu părinții. N-ai fost plecată din țară nicăieri? Nu plec din țară, eu vacanțele de iarnă mi le petrec la munte în România. E foarte bine că merg de la snowboard. Să sperăm doar că nu o să fac un accident și nu o să lovească la cap. Asta, într-adevăr, ar fi dramatic. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar putea întâmpla. Adică ar putea afecta în vreun fel capacitățile intelectuale. Și am înțeles că are și un prieten foarte simpatic și el e amator al sporturilor de iarnă și al sporturilor extreme. Îl cheamă Sida, cu Y. Adică probabil prin chestia asta a vrut să arate că el nu e ceva comun, cum e maladia Sida. El e ceva mai deosebit. E Sida, dar Sida de fițe. Sida cu Y. Și chiar mi se pare interesant că ei nu sunt cunoscuți drept Elena și Bogdan, îl cheamă pe el, dacă nu mă înșel, ci drept Eba și Sida. Adică parcă ar fi că ței au nevoie de nume de astea din două silabe ca să fie ușor de reținut, să nu se confunde.